Animația începe cu un castel din Transilvania, unde un personaj misterios și ciudat pe nume Dracula trăiește cu fiica sa bebeluș pe nume Mavis. În acea perioadă, acesta a avut geniala idee să construiască un hotel numit Hotel Transilvania cu ajutorul unui arhitect. Vampirul a ales să facă acest lucru deoarece voia să fie în siguranță atât el cât și prietenii lui monștri feriți de oameni. Spre încântarea lui Dracula, Hotel Transilvania a devenit foarte popular și a atras turiști monștri din toate colțurile lumii care doreau să aibă o vacanță liniștită. Dracula, cunoscut sub numele de Drac, își întâmpina toți oaspeții, inclusiv pe vechii săi prieteni, și anume Murray, Griffin, Frank și Winnie, care s-au strâns să sărbătorească cea de-a 118 aniversare a fiicei lui. Între timp, Mavis era captivă în camera ei și era frustrată că tatăl ei nu o lăsa afară deoarece avea doar 117 ani. Cu toate acestea, după ce tatăl ei intră în camera fetei, Dracula îi permite să iasă afară. Încântată la maxim de veste, fata se pregătește în grabă să părăsească castelul. În acel moment, Mavis voia să meargă în Hawaii, acolo unde Dracula a cunoscut-o pe mama ei, pe nume Marta, moment în care acesta a simțit un zvâc, ceea ce este un sentiment unic pe care monștrii îl experimentează doar o singură dată în viață și le face inima să vibreze. Cu toate acestea, vampirul încă nu-și lăsa fiica să meargă în Hawaii, deoarece prietenii lui așteptau să înceapă petrecerea dedicată aniversăriei. Dracula nu voia să-și vadă fiica dezamăgită, așa că în schimb o lasă să exploreze satul din apropiere. Auzind asta, Mavis se bucură și invită pe toată lumea să-i se alăture în această aventură. Ceea ce fata nu știa era că Dracula a urmărit un secret. Când Mavis ajunge în sat, fata îl găsește neobișnuit de liniștit și fără semne că ar fi populat. Deodată apare un grup de oameni înarmați pregătiți să o atace și să o ucidă pe Mavis. Într-o răsturnare de situație aflăm că sătenii sunt de fapt zombi și că Dracula pusese la cale toată tărășenia. Într-un moment de agitație, unul din zombi a fost cuprins de flăcări și a făcut ca și restul creaturilor să ia foc imediat. Această experiență înfricoșătoare o sperie pe Mavis și o face să plece din sat. Apoi Dracula apare și le cere zombilor să curețe locul înainte ca fata să afle ceva. Cu toate acestea, ei nu știau că cineva îi privea de departe. După aceea, vampirul se duce în camera fetei și Mavis spune că nu mai vrea să-i cunoască pe oameni. Auzind asta, Dracula este mulțumit și se poate citi asta pe chip. Apoi vampirul coboară în hol să mai verifice una alta când deodată un om intră în hotel. Acest lucru îl ia pe Dracula total pe nepregătite și se grăbește să iasă în cale tânărului, întrebându-l cum îl cheamă. Omul se numește Johnny și explică cum a ajuns la Hotel Transilvania. Acesta era într-o drumeție pe munte cu prietenul lui când intră accidental într-o zonă periculoasă. Deși a fost avertizat să nu intre în pădurea bântuită, tânărul a mers mai departe și a văzut zombi în flăcări. Acesta a urmărit creatorul și a ajuns la hotel, neștiind că au fost urmărite în tot acest timp. După ce a ascultat lunga poveste a lui Johnny, Dracula decide în final să-l dea afară, dar asta nu este ușor deoarece lucrau mulți monștri în afara hotelului. În acel moment Dracula nu știa unde să-l ascundă pe Johnny, dar îi vine o idee să-l îmbrace ca Frank și îl duce în magazie. Pe drum, Quasimodo, bucătarul hotelului, a detectat prezența unui om, dar Dracula a acționat rapid și a aruncat șobolanul ca să nu-i permită să-l descopere pe om. Între timp, Johnny este curios și începe să exploreze hotelul. Acesta pune mâna într-un schelet și își dă seama că este real și nu în costum. Johnny se sperie și fuge panicat prin hotel, provocând haos. Între timp, tânărul agață accidental o mătură și zboară până ce o doboară pe Mavis, făcând-o să simtă instant o atracție față de el. Atunci Dracula intervine rapid și îl ia pe Johnny de acolo cu viteza luminii, făcându-l invizibil cu ochiul liber. Între timp, când Johnny este în cameră cu Dracula, tânărul crede că vampirul îi va suge sângele, dar Dracula explică faptul că nu-i place sângele și că această practică este de modă veche. Acesta mai spune că sângele uman nu este sănătos deoarece conține mult colesterol. Apoi Dracula se transformă într-un liliac și îl ia pe Johnny în afara hotelului, dar Mavis îi vede și întreabă cine este Johnny. Dracula minte, spunând că tânărul este vărul lui Frank și se ocupă cu organizarea petrecerilor. Mavis a crezut povestea și îl ia pe Johnny la o plimbare pe afară. Atunci, Dracula vrea să scoată pe Johnny din hotel, folosind un tunel secret de care numai el știa. Cei doi merg prin mai multe coridoare și ajung la ieșirea unde erau prietenii lui. Apoi Dracula îi spune băiatului să se ascundă până ce el vorbește cu prietenii lui. După aceea, în timp ce Johnny se ascundea, Mavis se apropie de el și începe să converseze, dar deodată apare un păianjen vorbitor și băiatul se sperie foarte tare. În această cauză, Johnny intră în încăpere și rămâne acolo. Văzând asta, Frank se enervează pe Johnny și vrea să-l certe, dar Dracula îi ia apărarea. Vampirul îi explică acestuia că băiatul este de fapt vărul său și Frank este surprins să audă asta deoarece habar nu avea că are un văr. Apoi vampirul îi explică prietenilor săi că Johnny este responsabil de organizarea petrecerii la care aceștia participă.
Apoi Johnny le cere tuturor să exerseze cântatul. După aceea băiatul ia chitara și pornește o petrecere care a transformat atmosfera într-una de concert. Acesta a sărit chiar și în mulțime și a încântat pe toată lumea. La final, toții cer lui Johnny să facă petrecerea mai modernă. Deodată Dracula apare și spune că petrecerea are un program și cea organizată de el s-a dovedit ar fi foarte plictisitoare. Aceea joacă bingo și alte jocuri de interesante și fără sens. Între timp Johnny își scoate trotineta, lucruri care a însuflețit petrecerea, dar din nefericire unul dintre moștri a mâncat-o. Mai târziu toate personajele se află lângă piscină. Printre ei era și Quasimodo, care era nerăbdător să-i arate lui Dracula noua lui rețetă. După aceea, șobolanul bucătarului simte miros de om, spre disperarea lui Dracula, și scapă încă o dată de el. Între timp Johnny și Mavis începeau să se apropie, dar intimitatea lor era întreruptă adesea de Dracula. Cu toate acestea, Johnny decide să distindă atmosfera, sugerând monștrilor să joace un joc în piscină. Ideea are un mare succes și toată lumea se simțea bine, datorită stilului modern adus de Johnny. Cu toate acestea, lucrurile au o turnură neașteptată atunci când Johnny îl trage din greșeală pe Dracula în piscină, făcându-l să se panicheze și să-l dea afară din hotel. Înainte să facă asta, vampirul încearcă să-l hipnotizeze, dar fără succes, deoarece Johnny avea lentile care îl protejează în fața hipnozei. Dracula era deranjat la maxim de Johnny, așa că vampirul recurge la planul B, și anume la amenință că îi va suge tot sângele dacă băiatul îndrăznește să se mai întoarcă. Johnny, simțindu-se intimidat, nu are altă opțiune și pleacă. Apoi acesta se întâlnește cu Mavis, iar fata îl invită pe acoperișul hotelului ca să stea de vorbă. Între timp, soarele începe să se arate și Mavis mărturisește că nu a văzut niciodată lumina soarelui. Johnny își dă seama rapid ce înseamnă asta și o ajută să experimenteze frumusețea unui răsărit de soare, folosindu-și propriul trup ca să blocheze razele dăunătoare. În acel moment, Mavis este uimită și recunoscătoare, dar când Johnny încearcă să plece, acesta cade direct în brațele lui Dracula. Dracula cere băiatului să curețe o masă, dar o face cu mult zgomot și Dracula decide nervos să o facă de unul singur. Spre surprinderea lui Johnny, vampirul aranjează mesele fără să le atingă, folosindu-și doar vocea. Apoi Johnny începe să se distreze cu una dintre mese și Dracula intră în joc. Apoi cei doi lovesc din greșeală pe unul dintre gardieni. După aceea, Dracula pare că l-acceptă pe Johnny și când se duce să-l caute, acesta găsește doar urma lui Quasimodo. Se pare că bucătarul a capturat pe Johnny și plănea să-l servească la prânz. După aceea, Dracula se grăbește să-l găsească pe Quasimodo, dar se întâlnește cu Mavis, care întreabă la rândul ei unde se află Johnny. Apoi Dracula se retrage ca să certe un gardian, deoarece i-a permis lui Quasimodo să intre în bucătărie. Apoi gardienii se grăbesc să-l prindă pe Quasimodo și să-l salveze pe Johnny. Între timp, Dracula o ascultă pe Mavis povestindu-i despre faptul că a văzut răsăritul, dar sunt întrerupți de un gardian care anunță că bucătarul Quasimodo s-a încuiat în bucătărie. Dracula se panichează și se duce să-l înfrunte pe Quasimodo. Johnny era în bucătărie și era extenuat. Din fericire, vampirul ajunge la timp și îl salvează, iar Quasimodo este surprins că salvează un om și îl întreabă care este motivul. Apoi Dracula spune că Johnny ar putea fi rudă cu Frank și trebuie să-l salveze. Cu toate acestea, Quasimodo nu crede asta și îl pune pe Johnny să o spere pe Esmeralda, șobolanului de companie. Apoi Johnny a făcut tot ce a putut ca să-l spere pe șobolan, dar fără succes. Apoi bucătarul acuză pe vampir că aduce oameni în Hotel Transilvania, fapt care enervează pe Dracula. Apoi acesta pune o vrajă asupra lui Quasimodo și îl duce pe Johnny într-o cameră din hotel. Acolo vampirul îi spune băiatului despre ura lui imensă față de oameni și de ce simte asta. Apoi acțiunea ne poartă înapoi în timp, atunci când Dracula avea o familie la fel ca orice om. Într-o zi casa lui a fost atacată de săteni furioși și au distrus-o. Acesta i-a spus soției sale să rămână înăuntru, în timp ce vampirul încerca să-i calmeze pe oameni. Aceștia știau că este vampir și a promis că nu va răni pe nimeni, dar în timp ce Dracula era afară, cineva i-a ucis soția. Această întâmplare l-a făcut să-i urască pe oameni din tot sufletul timp de secole. Cu toate acestea, când Johnny a apărut, acesta a reușit să-i schimbe percepția lui Dracula asupra oamenilor. Vampirul a realizat că lucrurile s-au schimbat de-a lungul timpului și că oamenii nu mai sunt cum erau înainte. Acesta a recunoscut că a spus că urăște oamenii deoarece se temea că lui Mavis îi place de Johnny. Băiatul simte vinovat după ce aude asta și se hotărăște să plece, dar Dracula îl oprește și îi spune că nu vrea să strice petrecerea fiicei lui și că poate pleca după ce evenimentul se încheie. Mai târziu, monștrii sunt pregătiți pentru petrecerea dedicată aniversărului Mavis, care a devenit mai modernă datorită lui Johnny. Când Mavis sosește, Johnny o surprinde și fata declară că este cea mai distractivă petrecere pe care a avut-o vreodată. Toți monștrii de la petrecere au început să danseze cum o fac și oamenii și în acel moment Johnny și Mavis se uitau unul la altul, iar fata îl surprinde cu un sărut. Dracula observă rapid gestul și îi ceartă pe amândoi, dar Mavis spune că a fost doar un sărut, iar asta duce la o ceartă între cei doi. Într-un final, Dracula dezvăluie din greșeală locația satului pe care l-a construit cu ajutorul zombilor, iar fata este dezamăgită când află. Quasimodo apare pe neașteptate și spune că Johnny este de fapt om, iar șobolanul îi strică deghizarea băiatului provocând haos în încăpere. Deși Johnny
Johnny a fost dat de gol, lui Mavis nu-i pas dacă băiatul era om sau monstru și jură că va fi mereu alături de el. Spre surprinderea tuturor, Dracula începe să-l vadă diferit pe Johnny, ca și cum ar fi prins drag de el. Într-un final, băiatul își înțelege sentimentele și își dă seama că nu voia să stea în preajma monștrilor, apoi face niște mișcări de karate și părăsește hotelul. Văzând asta, Mavis se enervează și dă vina pe Dracula pentru tot ce s-a întâmplat și monștrul învinuiesc pe vampir pentru că a permis unui om să intre în hotel, iar cântecul scheletelor face atmosfera tristă. Apoi Dracula pleacă în căutarea lui Mavis, care nu era în camera ei. Tatăl fetei o găsește într-un final pe acoperișul hotelului și aceasta îi cer lui Dracula să-i șteargă toate amintirile cu Johnny. Totuși vampirul refuză să facă asta deoarece Mavis are multe amintiri frumoase. Apoi fata îi dă lui Dracula cartea mamei ei, care explica conceptul de zvâc, o conexiune unică în viață între două ființe, iar Mavis mărturisește că a simțit zvâcul pentru Johnny. Acest lucru îl uimește pe tatăl ei, deoarece nu se aștepta ca un om și un vampir să aibă o asemenea conexiune. A doua zi, monștrii protestează în Hotel Transilvania, apoi Dracula apare în fața lor și le spune prietenilor săi că oamenii, inclusiv Johnny, nu reprezintă un pericol. Acesta mai spune că Mavis a căpătat un sentiment special numit zvâc pentru Johnny. Acest lucru îi surprinde pe monștri, deoarece zvâcul apare o singură dată în viață. Dracula le cere ajutorul să-l găsească pe Johnny, iar prietenii lui acceptă știind că Johnny este un om bun și deloc periculos. În timpul călătoriei lor, aceștia dau peste haine lui Johnny aruncate pe jos, apoi Whiny își cheamă copiii ca să ia urma lui Johnny, dar doi dintre ei sunt obraznici. Asta le enervează pe Whiny și îl cheamă pe unul dintre liderii copiilor, iar acesta spune că Johnny va fi într-un avion a doua zi dimineață. Cu toate acestea, ei mai au doar 15 minute la dispoziție ca să prindă avionul, așa că se grăbesc să ajungă la aeroport. Pe drum, vehiculul monștrilor nu putea înainta din cauza unui festival cu monștri, iar aceștia sunt nevoiți să meargă pe jos. Mulți oameni le blocau calea, iar Frank îi sperie. Din nefericire, oamenii nu se sperie, crezând că asta face parte din spectacol. Frank, care este supărat, a recurs la planul B și le explică oamenilor că Dracula era pe urmele cuiva în drum spre aeroport și trebuie ca aceștia să-i lase cale liberă. Din fericire, oamenii au înțeles și au eliberat imediat drumul pentru ca Dracula să poată ajunge repede la aeroport, protejându-l împotriva soarelui. După ce ajunge, Dracula îl vede pe Johnny în avion și s-a întristat. Imediat se transformă într-un liliac și urmărește avionul ignorând razele dăunătoare ale soarelui. Când ajunge în dreptul avionului, vampirul încearcă să comunice cu Johnny, dar nu se putea auzi unul pe altul. Apoi Dracula se duce rapid în fața avionului și hipnotizează pe piloți, spunându-le să întoarcă avionul și că Johnny este așteptat la Hotel Transilvania astfel încât să fie cu Mavis. Apoi Johnny este de acord și avionul schimbă imediat traseul. După un timp, Dracula ajunge la hotel și stă de vorbă cu Mavis. Apoi vampirul îi dă un cadou de ziua ei și anume un rucsac de călătorie umplut cu diverse accesorii și mirodenii, inclusiv Johnny. Mavis îl întreabă pe Johnny despre comportamentul său din trecut și de ce a susținut că urăște monștrii și nu voia să fie în preajma lor. Beatul recunoaște că a spus acele lucruri deoarece era teamă că Dracula îi va suge sângele dacă nu făcea întocmai. După ce își cer iertare unul de la altul, cei doi se sărută încă o dată. La final, toată lumea sărbătorește ziua de naștere a lui Mavis încă o dată și aflăm că toți monștrii îl acceptă pe Johnny așa cum este, apoi animația se încheie. Morala poveștii este că să-ți minți copiii este acceptabil, atât timp cât este spre binele lor. Acesta a fost primul film din seria Hotel Transilvania, sunt în total 4 filme, așa că haide să facem 1000 de like-uri ca să postez partea a doua cât mai repede posibil. Animația începe cu Johnny și Mavis care s-au căsătorit într-un decor splendid. Familia lui Johnny era de asemenea acolo ca să asiste la nuntă. În timpul ceremoniei, prietenii lui Dracula erau și ei prezenți. Acolo, cuplul face schimb de inele și devine oficial soț și soție. Apoi, unul dintre invitații monștri ține un discurs emoționant care a impresionat pe toată lumea. Un an mai târziu, Johnny și Mavis s-au apropiat de Dracula, iar fiica lui îl invită la o plimbare. Cei doi se transformă în lilieci și zboară împreună, jucându-se de avați ascunsele deasupra norilor. Când tânăra obosește, Dracula îi observă burtica de gravidă și este încântat că va deveni bunic în curând. Mai târziu, la Hotel Transilvania, Mavis îi cer lui Johnny să-i aducă niște peștișori și înghețată, iar Dracula, care auzi asta, devine interesat și scoate ghidul pentru sarcină, care recomandă mâncare pentru monștri. Cu toate acestea, Mavis a refuzat în acea perioadă să o mănânce, deoarece nu știa dacă bebelușul va fi vampir sau nu. Dracula îi spune rețeta mamei lui de supă cu chiftele monstru, sperând că Mavis o va mânca, dar fata s-a emoționat și a început să plângă, gândindu-se la mama ei. Apoi Dracula aștepta cu nerăbdare nașterea nepotului său și abia aștepta să-l cunoască după ce acesta vine pe lume. Cu toate acestea, vampirul nu a fost lăsat să vadă copilul, așa că s-a deghizat în asistentă și s-a furișat în salon ca să-și vadă nepotul.
Dracul. Dracul era foarte fericit să-l vadă pe noul membru al familiei. Apoi, acțiunea se derulează până la prima aniversare a lui Dennis, unde Murray îi oferă un medalion de aur, dar acesta era prea greu pentru băiețel și începe să plângă. Toată lumea se întreabă dacă era într-adevăr nepotul lui Dracula, dar Mavis nu poate răspunde la această întrebare decât în ziua în care copilul va împlini 5 ani. După aceea îl vedem pe Dennis la vârsta de 2 ani, care poate vorbi, dar nu clar, și asta îl face confuz pe Dracula. Pe măsură ce timpul a trecut, hotelul monștrilor a ținut pasul cu tehnologia și a devenit o destinație populară pentru mulți turiști, datorită postărilor de pe rețele de socializare. Unul dintre angajați chiar și-a editat aspectul folosind o aplicație pe telefon. Mai târziu, Johnny îl vizitează pe Dracula și cere să găsească un magician om pentru eveniment, deoarece magicianul monstru era prea dur, iar Wayne nu era potrivit ca antrenor de tenis. Dracula a fost întrerupt de un mesaj primit pe telefon, dar nu poate răspunde deoarece unghiile sale lungi îl împiedicau să-l folosească corespunzător. Apoi Johnny a sărit în ajutor și a arătat cum să folosească telefonul. Mai târziu, vampirul se duce în camera lui Dennis și încearcă să-l învețe cum să se transforme într-un liac, dar copilul a început să danseze și Dracula i s-a alăturat. Din fericire, Mavis le-a întrerupt dansul și l-a certat pe tatăl ei, deoarece Dennis avea școala a doua zi. Înainte de culcare, copilul a cerut să se uite la un serial pe TV, plin cu monștri, psihopați, dar Dracula l-a dezamăgit punând în loc un desen animat. După aceea, vampirul cântă un cântec de leagăn care îi pune pe amândoi la somn. Apoi acesta se duce la aniversarea copilului Wayne, care seamănă cu petrecerea oricărui copil. Pe neașteptate, Dennis, Johnny și Mavis vin și ei la petrecere. Tânăra se joacă cu copii, dar distruge din greșeală piniata și provoacă haos, deoarece copiii au început să mănânce bomboanele și au deranjat ordinea petrecerii. După aceea, Dennis a fost aruncat accidental în aer de către copiii lui Wayne, în timp ce se jucau, și din cauza asta îi cade un dințișor. Dracula, un tată preocupat și bunicul lui Dennis, l-a asigurat pe copil că dinții lui de vampir vor crește la loc în curând. În acel moment, Mavis intervine și spune că Dennis nu este un monstru și Dracula este de acord. Tânăra îl surprinde pe tatăl ei când îl anunță că vrea să se mute în California, acolo unde a crescut Johnny. Auzind asta, Dracula este uimit și decide să vorbească cu Johnny despre acest subiect, dar tânărul nu este sigur că este o idee bună să se mute încă o dată. Dracula este nervos și confuz, așa că se întoarce în camera sa din hotel, simțindu-se puțin dezamăgit. Apoi, prietenul vampirului Frank intră în cameră și observă că Dracula este supărat. După un schimb de replici, Frank îi sugerează vampirului că ar trebui să ia o pauză și să îi lase pe Mavis și Johnny să meargă în vacanță împreună, în timp ce Dracula are grijă de Dennis. Astfel, toți aveau ocazia să se relaxeze și să se revigoreze. Auzind asta, Dracula a acceptat imediat ideea și îi prezintă lui Johnny această propunere. Fără să mai piardă timpul, Dracula a împărtășit planul său cu Johnny. Vampirul propune să-l învețe pe Dennis cum să fie un monstru adevărat, astfel încât să poată trăi în hotel chiar dacă se transformă în liliac. Astfel, Johnny nu ar mai simți nevoia să rămână în California, ci poate să stea cu ei în Hotel Transilvania. Dar ca să poată face asta, Dracula avea nevoie de Johnny ca să-i distragă atenția lui Mavis, invitând-o într-o excursie în California pentru o vreme. După un timp de gândire, Johnny se de acord cu planul lui Dracula și îl pune imediat în aplicare. Johnny și Mavis pleacă în California, lăsându-l pe Dennis în grijă lui Dracula. După aceea, vampirul ia pe copil la plimbare, dar sunt întâmpinați de prietenii lui Dracula care au venit într-un vehicul. Apoi apare și monstrul gelatinos, care susține că a fost invitat de Frank, dar acesta este prea mare ca să încapă în mașină, așa că monstrul verde este nevoit să meargă pe un scooter. Cu toate acestea, monstrul este încântat să alăture aventurii. După puțin timp, Dracula și prietenul lui ajung într-un parc, iar vampirul îi spune lui Frank să le sperie pe cele două femei din fața lor. Totuși, planul nu a funcționat conform așteptărilor, deoarece femeile nu s-au speriat, ci din contră au vrut să facă și fotografii. Apoi Dennis a încercat să le sperie pe femei, dar acestea s-au amuzat. Călătoria lor a continuat până au ajuns într-o pădure în care căprioarele se simțeau în largul lor. Dracula îi cere lui Wayne să mănânce căprioara în fața lui Dennis, dar vârcolacul este distras de un frisbee și se ia după el. În mașină, Dracula este supărat pe Wayne pentru că mușca mereu din disc. Cearta lor s-a aprins și mai tare și au început să se lupte pentru disc, făcându-l pe șofer să scape mașina de sub control. Din nefericire, monstrul gelatinos a fost aruncat într-o prăpastie și nimănui nu părea să îi pese de el, așa că își continuă călătoria. Între timp, Mavis și Johnny au ajuns în California și s-au simțit bine explorând împrejurimile. După aceea, Mavis intră într-un magazin ca să încerce niște băuturi, iar Johnny este ocupat să se dea cu bicicleta în fața mai multor copii, dar acesta o strică din greșeală, întristându-i pe aceștia. Din fericire, Mavis sosește în ajutor și realizează scheme cu bicicleta ei care i-au făcut pe copii să râdă și să fie impresionați. Între timp, Dracula și prietenii se iau chef de pozne. Vampirul îi cer lui Murray să provoace o furtună de nisip în fața lui Dennis ca să-l impresioneze, deoarece copilul voia să devină un monstru la fel ca ei. În timpul ritualului, Murray s-a
accentat și și-a pierdut puterile, punând planul în pericol. Mai târziu, monștrii ajung în Huinpacaca, iar Dracula este foarte încântat, deoarece era prima dată când se transforma în liliac acolo. În tabăra aceea s-au surprins să afle că locul este complet sigur pentru copii. Între timp, Mavis a început să-și facă griji pentru Dennis și decide să-l sune pe Dracula ca să verifice ce se întâmplă. Când vede apelul, acesta închide repede telefonul, spunând că nu prea are semnal și evită să-i spună adevărul. Din fericire, Griffin se ocupă de Dennis și ține lucrurile sub control. De cealaltă parte, Johnny și Mavis îi vizitează pe părinții lui Johnny în California, apoi sunt chemați și alți vecini care trăiesc acolo de mult timp și oferă lui Mavis mai multe sfaturi despre cum e viața acolo. Între timp, în tabără, toată lumea cântă, dar Dracula începe să-și piardă răbdarea deoarece nu îi plăceau cântecele, deși toată lumea era fericită. La un moment dat, Dracula îl ia pe Dennis și îl duce în cel mai înalt loc din parc. Este pentru prima dată pentru Dracula când se transformă liliac într-un loc atât de înalt. Când ajung în vârf, Dracula îl aruncă pe Dennis în gol, ignorând avertismentele prietenilor lui că Dennis s-ar putea răni. Când Dennis era pe care să atingă solul, Dracula ajunge și îl prinde la timp. Toți copiii din tabără au filmat incidentul și administratorul parcului îl ceartă pe Dracula pentru comportamentul nesăbuit. Între timp, Frank se sprijină de balustradă și construcția se prăbușește peste focul de tabără, făcând ca totul să fie cuprins de flăcări. Acesta este speriat de foc și corpul lui arde ca o torță. Se panichează și distruge din greșeală toată tabăra. Din cealaltă parte, Johnny și Mavis discută dacă ar fi trebuit să se mute în California sau nu. Apoi Johnny primește un videoclip de la prietenul său. Credea că este altceva, dar când se uită mai atent, Johnny vede că Dracula îl salvează pe Dennis. Mavis vede videoclipul și lucrurile scapă de sub control. Tânăra îl sună imediat pe Dracula și îi spune că se întoarce la Hotel Transylvania. Dracula se panichează și nu a avut ce să mai spună. Mavis închide apelul și ei doi se grăbesc la aeroport. În timp ce Dracula și prietenii săi se pregăteau să plece spre hotel, mașina acestora a luat foc deodată. Dracula era îngrijorat, dar Griffin spune că a chemat ajutoare. Spre surprinderea lor, monștrii află că monstrul gelatinos despre care au crezut că a murit în accident era în viață. Se urcă toți în grabă pe scuterul lui și pornesc spre hotel. De cealaltă parte, Johnny și Mavis aveau și ei probleme deoarece zborul lor a fost amânat. Mavis, care era încă supărată, se transformă în liliac și îl apucă pe Johnny. Împreună, aceștia înfruntă obstacole înfricoșătoare, cum ar fi nori de furtună și altele, în timp ce se îndreaptă spre hotel. Parcursul monștrilor este din nou întârziat, deoarece monstrul gelatinos avea nevoie la toaletă. Aceștia își continuă călătoria, dar din nefericire scutelul rămâne curând fără combustibil. Aceștia sunt nevoi să se gândească la o soluție creativă, iar Frank îl umflă pe monstrul gelatinos ca să îl folosească drept mijloc de transport. Era un pic ciudat, dar din fericire planul a funcționat. Când aceștia ajung în sfârșit la hotel, Dracula o sună imediat pe Mavis, dar spre surprinderea lui, tânăra era deja în fața lui. Apoi vampirul încearcă să o mintă, dar Mavis știa adevărul deoarece filmarea era peste tot pe internet. Într-un final, tânăra decide să se mute în California, dar nu înainte ca aceștia să sărbătorească cea de-a 5-a aniversare a lui Dennis la Hotel Transylvania. După aceea, Mavis își face bagaje și aude vocea lui Dennis, apoi se duce la hotel. Mama lui îl vede pe copil încercând să se transforme într-un liac, iar Mavis îl întreabă de ce vrea să facă asta. Copilul îi spune că nu vrea să îl părăsească pe Dracula. Mai târziu, familia lui Johnny sosește la hotel unde se bucură de cină alături de monștri. Apoi mama lui Johnny o întreabă pe Mavis dacă mai are pe cineva în afară de Dracula, iar tânăra îi spune că are un bunic pe nume Vlad și că l-a invitat la petrecerea de ziua lui Dennis. Acasă la Vlad, acesta primește o scrisoare de la Mavis în care scria că este invitat la petrecere. Vlad este încântat să participe, dar acestuia și minionului său pe nume Bella nu-i plăceau sub nicio formă oamenii. Între timp, Dracula îi face pe toți să încremenească și îi spune lui Johnny că nu apreciază prezența oamenilor și sugerează să facă o petrecere în costume ca să ascundă faptul că sunt oameni. La petrecerea de ziua lui Dennis, familia lui Johnny este costumată în zombie. Între timp, Vlad era afară și Bella îl avertizează de prezența unui om, dar vampirul ignoră avertismentul, spunând că poate simți oamenii. Între timp, Johnny îi arată lui Dracula noului costum și invită pe cineva din seara preferată a lui Dennis. Apoi Vlad intră în salon și provoacă haos. Încearcă să-și găsească strănepotul, dar îl întâlnește pe Johnny. În timp ce discută, Dennis se apropie de ei și Vlad îi spune să-i arate colții, iscând tensiune. Apoi Vlad dă asigurări că în curând colții lui Dennis vor crește și spune că intenționează să-l sperie pe copil ca să iasă colții mai repede. Mai târziu începe spectacol și Vlad este în culise vrăjindu-l pe monstru să scoată la ivală latura malefică. Văzând că Dennis se sperie, Dracula anulează vraja, apoi Mavis întreabă de ce toată lumea îl tratează pe Dennis ca și cum ar fi un monstru, insistând faptul că nu este unul. Se iscă o ceartă aprinsă între invitați, care îl face pe Dennis să plece inobservat. Din fericire, Winnie îl vede plecând și îl însoțește. La hotelul unde stătea familia lui Johnny, toți recunosc că sunt oameni. Bella, care a asistat la asta, se enervează foarte tare și ajunge în punctul în care se dezlănțuie. Johnny realizează că Dennis a dispărut și toți se panichează și pornesc în căutarea lui. Între timp, Dennis și Winnie erau într-o căsuță din copac și Bella vine la ei cu intenția să le facă rău. Winnie nu
nu voia ca Danny să pățească ceva și o mușcă pe Bella de mână. Acest lucru o enervează pe Bella și o aruncă pe Winnie din copac și își pierde conștiința. Asta l-a enervat pe Danny, se transformă în forma lui de Dracula. Apoi copilul urlă la Bella și a început să o lovească până cade la pământ. După aceea, minionul cheamă ajutoare și prietenii săi se grăbesc să ajungă la fața locului. Toți erau fericiți să vadă că Dennis poate să se transforme în Eliac, dovedind că este vampir și nu om. Deodată prietenii minionului, care erau numeroși, sosesc acolo. Între timp, Dracula era încântat când vede asta, deoarece putea să lupte cu ei. Vlad, care a fost martorul la ce s-a întâmplat, a devenit deschis la ideea că oamenii să facă echipă cu monștri ca să învingă forțele Belei. Fără niciun dubiu, echipa lui Dracula a ieșit victorioasă din bătălie. Din senin, Bella apare cu un băț, dar din fericire, Vlad îl salvează pe Johnny de la o moarte sigură. La final, Bella a fost micșorată și a devenit o jucărie pentru copiii lui Wayne. Apoi animați termină cu o petrecere. Lecția pe care o învățăm în acest film este că niciodată nu este prea târziu să învățăm ceva nou, chiar dacă ești un vampir și trăiești de câteva sute de ani. Animația începe cu o scenă din anul 1897. Aici, mai mulți monștri deghizați în oameni călătoresc cu trenul. Un copil din vagon descoperă că aceștia sunt de fapt monștri și intenționează să țipe. Apoi un monstru, adică Dracula, îl hipnotizează pe băiat ca să evite problemele. Mai târziu, un om pe nume Profesor Abraham apare în poveste. Acesta provine dintr-o familie care ucide monștri de multe generații cu scopul de a proteja oamenii. Bărbatul știe că sunt monștri în vagon, așa că aprinde un chibrit pentru ca aceștia să iasă la iveală. Din nefericire, flacăra aproape atinge fața lui Frank, făcându-l se panicheze și să fugă. Într-un final, Frank este prins de Profesorul Abraham și ceilalți monștri sunt încercuiți și nevoiți să se predea. Cu toate acestea, Dracula este foarte inteligent și plănuiește cum să-și salveze prietenii. Acesta îi împinge de pe acoperișul vagonului ca să poată scăpa de vânător. Între timp, Dracula se transformă într-un șobolan pentru a nu fi prins de Profesor în tunel. În acel moment, Abraham face tot posibil să-l captureze pe vampir în viață, dar este aproape imposibil deoarece este Dracula, un monstru foarte puternic și descurcăreț. De fapt, Profesorul Abraham avea doar 0,0001 șanse să îl prindă pe Dracula. În ultimul moment, când Dracula era pe cale să riposteze împotriva lui Abraham, vampirul decide să lase să plece. Între timp, la Hotel Transilvania sunt două cupluri care tocmai s-au căsătorit și totul mergea ca pe roate. Cu toate acestea, pământul se cutremură din cauza câinelui lui Dennis pe nume Tinkles. Dracula se mișcă repede și liniștește pe câine și îl pune înapoi în cușcă. Petrecerea continuă și toată lumea dansează pe muzica pusă de DJ Johnny. Dracula simțea puțin trist deoarece observă că toată lumea din jurul lui era într-o relație și el nu. Prietenul lui încearcă să-l ajute să găsească o parteneră, dar știa că dragoste cu forța nu se poate. În acel moment, lui Griffin îi vine o idee și îi spune lui Dracula că ar trebui să folosească o aplicație de dating pe telefon ca să-și găsească sufletul pereche. Inițial, Dracula se preface că refuză, dar apoi se duce pe ascuns la mansardă și începe căutarea. Între timp, Mavis, care era în trecere, aude zgomote venind de la mansardă și se duce să verifice ce se întâmplă. Tatăl ei găsește repede o scuză și spune că făcea curățenie. Lui Mavis îi pare rău pentru el că muncește din greu, așa că plănuiește o excursie în familie pentru ca toată lumea să simtă bine. Deși Dracula nu a găsit o parteneră cu ajutorul aplicației, acesta s-a simțit foarte bine alături de prieteni și familie în excursie. După ce vorbește cu tatăl ei, Mavis se întoarce în camera ei și este surprinsă să-și vadă familia dormind. Televizorul era încă pornit și vede întâmplător o reclamă care oferea vacanțe pentru familiile de monștri. A doua zi, Mavis și familia ei se urcă la bordul avionului, dar aceștia nu știau că acest zbor avea cea mai mare rată a comportamentului psihopat printre membrii staffului. După aceea, Dracula o întreabă pe Mavis ce surpriză a pregătit pentru el, dar tânăra nu dezvăluie. De această dată, Vlad li s-a alăturat în vacanță. Între timp, Dennis îl ascunde pe Tinkles în spațiul pentru bagaje. Apoi, monștrii sunt anunțați că avionul va ateriza în scurt timp, dar această aterizare nu era deloc una obișnuită. Din fericire, nimeni nu a fost rănit și monștrii ajung în sfârșit la destinația lor și anume Triunghiul Bermudelor, dar trebuie să cadă în gol ca să ajungă acolo. După ce ajung pe fundul regiunii, monștrii se pregătesc de îmbarcarea pe croaziera pregătită pentru oameni și monștri, al cărui staff era alcătuit din pești cu picioare. Odată ajunși la bord, monștrii se bucură de călătorie, la fel cum ar face orice alt om. Între timp, Dennis și Winnie vor și ei să se alăture distracției, dar observă că animalele de companie nu sunt permise. Apoi cei doi se ocupă de problemă și îl deghizează pe câine într-un monstru, iar gărzile au fost păcărite și au lăsat să intre. Mai târziu, toată lumea s-a adunat să asiste la spectacolul de artificii. Acolo monștrii fac cunoștință cu Erica, capitanul navei care este om. Apoi Dracula o vede pe Erica și simte imediat al doilea zvâc, ceea ce este imposibil, deoarece vampirii pot avea doar un singur zvâc toată viața.
Cu toate acestea, vampirul simte o atracție irezistibilă față de ea. După aceea, Erica le explică pasagerilor că se îndreaptă către orașul pierdut al Atlantidei, apoi femeia se duce la Dracula și începe o conversație. Vampirul este puțin emoționat și timid în timp ce discută cu Erica, ceea ce îl îngrijorează pe Frank. Ca să-i ofere spațiul lui Dracula, Frank îi cere Ericei să îl scuze cât timp îl ia puțin pe Dracula și îl duce într-o parte izolată a navei. După aceea, Griffin îi aruncă apă peste față și dă palme ca să se trezească la realitate. Apoi, prietenii lui se strâng în jurul vampirului și îl întreabă ce s-a întâmplat, iar Dracula recunoaște că simte un zvâc pentru Erica. Între timp, monștrii se bucură de timpul petrecut pe vapor când monstrul gelatinos vomită brusc, dar dă naștere ca prin minune unui copil. După aceea, Wayne și soția lui găsesc o grădiniță și se hotărăsc să își lase copiii acolo. Aceștia ignoră de asemenea strigătul de ajutor al lui pește, ceea ce înseamnă că acesta va deveni cină. De cealaltă parte, Erica se furișează într-o încăpere secretă care era de fapt camera profesorului Abraham, despre care aflăm că este bunicul ei. Omul era bătrân și a înlocuit părți din corpul său cu dispozitive robotice. De asemenea, l-a găsit coordonatele Atlantidei, iar planul Erica era să găsească acolo instrumentul distrugerii care putea fi folosit pentru a ucide monștrii de pe navă. Femeia spune în mod clar că primul pe listă este Dracula. Între timp, vampirul crede că este în siguranță, dar nu știe că Erica este pe urmele lui și încearcă de ceva timp să-l ucidă. Dracula, fiind un monstru agil, reușește să respingă toate atacurile ei, dar din nefericire monstrul gelatinos este cel care încasă toate loviturile. Acesta este nevinovat, dar este norocos că este făcut din jelău și nu este rănit prea tare. Într-un final, Dracula ajunge la prietenul lui și stau împreună. Apoi Maeve se invită pe toți să joace volei în piscină și aceștia acceptă. Aceștia se distrează jucându-se împreună și li se spune că au ajuns la prima lor destinație și anume un vulcan subacvatic. Aceștia se echipează cu buteliile de oxigen ca să poată respira sub apă și sar de pe vapor, apoi încep să exploreze. Între timp, Erica se apropie de vulcan în submarinul ei în formă de pește și plănuiește să-l anihileze pe Dracula. Cu toate acestea, momentul îi amintește de familia ei, dar acest sentiment nu ține mult și se întoarce la planul ei de a scăpa de vampir. Femeia trage spre Dracula fără oprire, dar acesta îi confundă submarinul cu un pește și se apropie de el. Acest lucru sperie pe Erica și iese din submarin, îndreptându-se rapid spre nava de croazieră. Murray, Griffin și Frank se îndreaptă și ei spre navă, deoarece li s-a făcut foame și vor să mănânce. În timp ce discutau, monștrii o aud întâmplător pe Erica discutând despre sentimentele ei pentru Dracula. Încântați, cei trei se duc repede la Dracula și spun că Erica îi place. Aceștia îl încurajează pe vampir să-i propună o întâlnire. Între timp, Erica tocmai trecea pe acolo, i-a auzit vorbind și acceptă bucuroasă invitația de a ieși cu el. Deja altă parte, Dennis și Wayne au grijă de câine, iar Tinkle să-l adulmecă pe profesorul Abraham și se îndreaptă grăbit spre ascuzătoare. Dennis și Wayne, neștiind ce se întâmplă, încearcă să-l oprească pe câine. Moștri ajung la următoarea destinație, care era o insulă pustie. Dracula promite să aibă grijă de Dennis, iar Mavis petrece timpul cu Johnny. Ea acceptă bucuroasă și pleacă la plimbare cu Johnny pe insulă. Între timp, Frank este cel care are grijă de Dennis, iar Dracula petrece timpul alături de Erica. După ce Mavis și Johnny și-au terminat activitățile distractive, cei doi se apropie de monștrii care se jucau și îi întreabă dacă Dracula este acolo, iar Dennis le spune că vampirul este la întâlnire cu Erica. De cealaltă parte, Dracula s-a confesat Erica despre familia lui și femeia intenționa inițial să-l ucidă, realizează pe parcurs că monștrii nu sunt așa răi precum credea. Asta a făcut-o să se răzgândească și își deschide treptat sufletul în fața lui Dracula, fapt care a condus la dorința de a se săruta. Cu toate acestea, planurile lor sunt întrerupte de Mavis, care a sosit pe neașteptate. A doua zi, monștrii își continuă călătoria către Atlantida, iar Wayne și soția lui se bucură încă de timpul petrecut fără copii. În timp ce se jucau, cei doi o surprind pe Erica discutând cu profesorul Abraham, iar acesta îi setează rapid și îi încuie într-un depozit unde sunt forțați să-și petreacă vacanța. După amiază, monștrii se apropie de Atlantida și sunt împinați de un kraken care le blochează înaintarea. Cu toate acestea, toți sunt surprinși să vadă că monstrul nu este agresiv, ci prietenos și talentat. Aceștia află că este un cântăreț și dansator desăvârșit și escortează binevoitor către orașul Atlantida, unde se distrează împreună. Între timp, Dracula se apropie de prietenii lui care se jucau și întreabă dacă au văzut-o pe Mavis. Acesta voia să vorbească deschis cu fiica lui despre sentimentele sale pentru Erica. Apoi Dracula o vede pe Erica și decide să o urmărească pe ascuns. De cealaltă parte, și Mavis îl căuta pe Dracula și îl vede purtându-se ciudat, așa că și ea decide să-l urmărească în secret. Pe măsură ce urmăresc pe Erica, femeia îi duce prin mai multe obstacole până ce ajung într-un loc ascuns din Atlantida. Se pare că ea era pe urmele puternicii arme distrugătoare. Cu toate acestea, când Erica face un pas, aceasta declanșează o capcană și este eliberat un topor direct spre ea. Din fericire, Dracula reacționează rapid și îl prinde salvând viața Ericei. Femeia este recunoscătoare vampirului pentru că a salvat-o și nu se aștepta ca monștrii să fie atât de bun la suflet. Aceștia dansează împreună și trec prin mai multe capcane
capcane pe care Erica le declanșează accidental, iar Dracula este nevoit să o salveze de mai multe ori. Odată ce ajung sus, Erica pune mâna pe armă, ceea ce declanșează o capcană care face ca locul să se dărâme. Apoi Dracula o scoate repede de acolo. După ce ajung afară, femeia vrea să scoată toporul din capul lui Dracula, dar chiar în acel moment Maeve sosește și crede că Erica intenționează să îi ucidă tatăl. Apoi tânăra o atacă pe Erica, iar Dracula îi spune că el și femeia au o conexiune specială numită Zvâc. Auzind asta, Maeve se retrage și o lasă pe Erica în pace. Apoi femeia îl întreabă pe Dracula ce este Zvâcul, iar vampirul îi explică. Apoi Erica își dă seama dintr-o dată că nu poate fi în preajma monștrilor și decide să plece. După aceea, Erica se duce în locul unde se ascunde profesorul Abraham și înmânează dezamăgită arma distrugătoare. Între timp, monștrii se pregătesc pentru petrecerea organizată în Atlantida și curând locul distracției apare de sub apă și arată uimitor. După aceea, un DJ începe să pună muzica și petrecerea devine și mai animată. Maeve este îngrijorată pentru Dracula deoarece el este atras de oameni care îi voiau răul, iar Johnny o sfătuiește să-i susțin libertatea și alegerile tatălui ei. Apoi Maeve se acceptă și cere scuze de la Dracula, fiind de acord cu faptul că vampirul este îndrăgostit de Erica. În timp ce Dracula se pregătea să o întâlnească pe femeie, Abraham își face apariția și mărturisește că Erica este de fapt sărănepoatea lui, lăsându-i mască pe toți. Apoi bătrânul declanșează arma distrugerii care constă în sunete obișnuite, dar au puterea să-l trezească și să-l controleze pe Kraken. Deși sunetele păreau inofensive, acestea erau foarte puternice și deodată Krakenul gigant o ia razna și struge totul în calea lui, iar monstrul gelatinos și familia lui erau în mare pericol. Dracula asistă și la haos și încearcă să se apropie cu curaj de monstru, dar a fost prins și aproape estrivit. Maeve, care voia să-și ajute tatăl, a fost și ea capturată și incapabilă să se miște. Văzând asta, Erica nu poate sta cu mâinile în sân și se grăbește să-l salveze pe Dracula, ajutată de câine care era condus de Dennis pentru a o ajuta. Din fericire, Erica reușește să rănească unul din ochii monstrului, făcându-l să îi dea drumul lui Dracula. Cu toate acestea, cei doi erau pe cale să cadă în abis. În acel moment, Erica îi spune bătrânului Abraham că a judecat greșit monștrii și că aceștia sunt buni la suflet, la fel ca oamenii. Aceasta mai spune că între cei doi este un zvâc, fapt care enervează pe profesor și îi împinge pe amândoi în prăpastie. Din fericire, cuplul supraviețuiește căderii și Dracula își revine după leșinul de mai devreme. De cealaltă parte, Johnny, care a devenit mai inteligent, se apropie de Dracula și îi spune că îl poate învinge pe Kraken, punând muzică mai bună decât cea a profesorului Abraham. Atunci, Johnny este foarte încântat, deoarece are un dispozitiv de DJ în rucsac și Dracula îi oferă putere suplimentare. Fără ezitare, Dracula începe să pună muzică. Imediat, bătrânul contracarează punând muzică la volum ridicat. Deodată, grupul este atacat de dedesubt și sunt în pericol de a fi mâncați. Din fericire, Johnny îl îndeamnă pe Dracula să continue să pună muzică, aceasta crește în intensitate și toată lumea, inclusiv Kraken, începe să danseze împreună. În timp ce monștrii dansează, instrumentul distrugător începe să se dezintegreze, punând capăt amenințării. După aceea, bătrânul Abraham cade în prăpastie și, în mod surprinzător, Dracula reușește să-l salveze de la moarte. Într-un final, bătrânul îi vine cu greu să creadă că monștrii l-au salvat, în ciuda faptului că s-a purtat urât cu ei mai devreme. Acest instinct îl face să-și dea seama că monștrii au sentimente la fel ca oamenii și își cere iertare în fața tuturor pentru greșelile sale. Între timp, dragostea dintre Dracula și Erica înflorește și devin un cuplu. După tot ce s-a întâmplat, monștrii se întorc la hotel, unde Dracula o cere în căsătorie pe Erica, iar femeia acceptă bucuroasă. Familia, prietenii și oaspeții hotelului asistă la acest moment emoționant, apoi o insectă zboară pe inelul Erica și se transformă într-un inel simbolizând dragostea și implicarea celor doi. Apoi animația încheie. Morala poveștii este că uneori este mai bine să mergi într-o excursie cu familia și prietenii decât să cauți dragostea în locurile greșite. Animația începe cu o fetiță pe nume Maeve și un bărbat pe nume Drac, care obișnuia să cânte împreună. După un timp au decis să construiască un hotel numit Hotel Transilvania, iar fata l-a inaugurat. Toți, inclusiv Drac și Maeve, se bucură de timpul petrecut la hotel cu prietenii lor. În prezent, la 125 aniversarea hotelului, Johnny găzduiește evenimentul. După ce a cântat, Johnny i-a spus lui Dracula că are o surpriză pentru el și l-a anunțat să nu plece nicăieri. Asta i-a dat emoții lui Drac, deoarece Johnny mereu îi face surprize care îl rănesc încetul cu încetul. Apoi Maeve vine și îl calmează, asigurându-l că Johnny este un profesionist. Apoi surpriza a fost dezvăluită, fiind vorba despre fața lui Dracula alcătuită din blocuri de gheață. Frank se joacă fără stres cu drujbele, apoi au loc mai multe întâmplări care provoacă pagube la petrecere. Apoi Drac își folosește puterile sale de Dracula ca să oprească timpul, dar nu a putut să oprească și pe Maeve, deoarece era la rândul ei o Dracula. După aceea, în timp ce vampirul și Johnny stăteau de vorbă, Dracula a corectat o greșeală făcută de Johnny, iar Maeve
Ivy spune că Johnny a făcut totul pentru ea. De cealaltă parte, Dracula încearcă să o convingă că Johnny se temea că va ruina totul și de aceea a oprit timpul pentru a repara situația. Drac subliniază de asemenea că Johnny nu arată ca un psihopat de primă clasă, așa că ea i-a schimbat înfățișarul lui Johnny în cea unui vampir. Lui Mavis nu i-a plăcut transformarea, așa că l-a schimbat înapoi și l-a îmbrățișat, spunând că îl iubește așa cum este el. După aceea, Dracula îi cer lui Mavis să se așeze la loc, înainte ca timpul să revină la normal. Johnny voia să prezinte următorul program, dar Dracula l-a oprit și anunță pe toată lumea care noutăți de dezvăluit despre Hotel Transilvania. În timp ce vampirul se relaxează, Erica se apropie de el și îl întreabă dacă și-a pregătit discursul în care este vorba despre dăruirea hotelului Johnny și Mavis. De cealaltă parte, Mavis este foarte încântată să-i spună lui Johnny noutățile pe care tocmai le auzise. Aceasta l-avertizează pe tânăr să nu sufle o vorbă în preajma tatălui ei, temându-se de posibilitatea că acesta se poate răzgândi. Johnny este de acord și cere permisiunea să meargă pentru a saluta invitații care erau prezenți. Între timp, Johnny îl vede întâmplător pe Dracula și încearcă să reziste tentației de a-l întâlni, dar cedează și se duce la vampir. Dracula, care își pregătea discursul în culise, este surprins să-l audă pe Johnny spunând lucruri cu multă ambiție. Tânărul susține că dacă ar avea autoritate de plină asupra hotelului, acesta ar face o schimbare, adăugând decorațiuni pe fațada clădirii, ar monta spații de joacă și chiar și scări rulante. Tânărul este de părere că aceste modificări ar face civilizația monștrilor mult mai bună decât cea a oamenilor. Drac, după ce aude planul lui Johnny, se simte inconfortabil din cauza sufletului său de monstru și nu-și dorește niciun obiect de al oamenilor în hotelul lui. Acesta încearcă să îi mintă spunând că Johnny nu este un monstru, așa că nu-i poate ceda hotelul. Anterior, Consiliul Monștrilor a stabilit că numai monștrii și nu oamenii, cum este Johnny, care nu posedă trăsături speciale sau abilități, pot deține drepturi depline asupra hotelului Transilvania. Această veste îl întristează pe tânăr, apoi coordina se ridică și îl dezvăluie pe Dracula, care trebuia să predea hotelului Johnny și Mavis. Cu toate acestea, Dracula avea alt plan. Acesta modifică notițele pe care le-a dat Erica și anunță în schimb că va construi o toaletă în holul principal ca să dezvolte hotelul. Apoi Blobby dă muzica tare și toată lumea începe să danseze ca să sărbătorească aniversarea hotelului. După aceea, Dracula încearcă să se retragă subtil de la petrecere ca să nu fie nevoie să răspundă la întrebările adresate de Mavis și Erica. Pe de altă parte, Johnny se simțea vinovat pentru că nu este un monstru și este de părere că și el și Mavis nu pot obține drepturi de plină asupra hotelului Transilvania. După aceea, Johnny îi spune profesorului Abraham că vrea să se transforme într-un monstru și să aibă ochi care lansează lasere. Spre surprinderea tânărului, profesorul dezvăluie că are o mașinărie în camera lui care poate transforma oamenii în monstri și viceversa. Johnny este intrigat și imediat îl urmează pe profesorul în camera lui. Când ajung, acesta îi arată lui Johnny toate mașinăriile pe care le are, dar îl avertizează pe tânăr să nu atingă nimic. După un timp, profesorul găsește mașinăria pe care o căuta, aceasta fiind un cristal care poate schimba înfățișarea umană. Nu mai testat-o până acum și are nevoie de un subiect de test ca să determine dacă are vreun efect advers. Prin urmare, își folosește porcușorul de Guinea pe nume Gigi ca să vadă dacă invenția funcționează. Spre uimirea lui Johnny, Gigi s-a transformat rapid într-un monstru drăguț. Apoi tânărul întreabă dacă profesorul poate să-l transforme într-un monstru cu ochi care lansează lasere. Cu toate acestea, bătrânul spune că instrumentul nu funcționează, așadar Johnny nu vrea să mai piardă timpul și cere ca profesorul Abraham să folosească instrumentul pe el. Așadar, profesorul se transformă pe sine într-un monstru și apoi folosește sceptrul pe Johnny. Între timp, la petrecerea dată cu ocazia aniversării hotelului, Dracula încă se ascunde de Mavis și Erica și aude o voce venind din camera profesorului Abraham. Curios, vampirul decide să investigheze și intră în cameră. După aceea, Dracula este surprins să nu găsească pe nimeni acolo, cu excepția unui monstru drăguț pe nume Gigi. Deodată, vampirul aude pași gravi care se apropie de el și se dovedește a fi al lui Johnny, care s-a transformat într-un monstru cu ajutorul sceptrului profesorului Abraham. Dracula este impresionat și întreabă cum a reușit Johnny acest lucru. Apoi tânărul îi arată lui Dracula uneltele și chiar se oferă să-i arate și lui Mavis noua înfățișare, dar vampirul se teme că minciunile lui vor fi demascate și pornește pe urmele lui Johnny, încercând să folosească sceptrul ca să-l transforme înapoi în om. De nefericire, lovitura lui Dracula nu și-a ating ținta, forțându-l să-l abordeze pe Johnny direct. În timpul urmăririi, una dintre loviturile lui Dracula a nimerit chiar statuia de gheață a vampirului, dar ceea ce îl îngrijorează mai mult este faptul că statuia era plasată deasupra unei fântâni din care invitații obișnuiesc să bea apă. De cealaltă parte, în timp ce Johnny umblă prin castel, se întâlnește cu fiul lui Dennis. Tânărul este dornic să se laude cu noua înfățișare, dar este repede din cadru. Apoi Dennis îl vede pe Dracula, care tocmai sosise și îl întreabă dacă este Johnny, apoi Dracula îi șterge amintirea întâlnirii. Mai târziu, Johnny încearcă să explice transformarea lui Mavis, dar se împiedică și ajunge într-un lift. Dracula, care era de față, profită de ocazie și trage spre Johnny, dar a ratat și l-a nimerit pe el. Apoi vampirul cade de la fereastră și Johnny sare după el ca să-l salveze aterizând în piscină. Între timp, prietenul lui Dracula aud un zgomot puternic și iese afară ca să vadă ce s-a întâmplat. Aceștia sunt șocați să-l vadă pe Johnny sub formă de monstru și pe Dracula
atârnând de acoperiș. Aceștia îi spun vampirului să vină jos ca să vadă transformarea lui Johnny, dar nu poate zbura. Apoi Griffin sare în ajutorul lui Dracula când îl vede pe acesta căzând și neputând să se transforme în leliac, toți au rămas surprinși de transformarea lui Johnny și șocați de comportamentul lui Dracula. Atunci Dracula era panicat și se uită imediat în oglindă. Acesta s-a întristat când a văzut că înfățișarea lui s-a schimbat la 90 de grade față de cum era înainte. Acesta nu mai era monstru, ci om. Apoi el decide să caute un dispozitiv creat de profesorul Abraham care îl putea transforma înapoi în monstru. Dracula îl găsește în corpul unuia dintre zombi și se grăbește să-l folosească pe sine, dar era defect. Între timp, Johnny vrea să o anunțe pe Mavis de schimbări, dar Dracula se preface bolnav și spune lui Johnny să meargă și să se întâlnească cu profesorul Abraham. De asemenea, Dracula îi avertizează pe prietenul lui să nu-i spună lui Mavis ce s-a întâmplat. Mai târziu, Mavis vine să întrebe unde este tatăl ei și prietenul lui îi spun că nu l-au văzut. Aceștia încearcă să-i distragă atenția tinerii arătându-i mișcările de dans ale lui Wayne. Acesta nu era un bun dansator, dar a făcut tot ce a putut și a impresionat pe toată lumea cu mișcările lui șmechere de dans. De cealaltă parte, profesorul Abraham este extrem de șocat să afle că cristalul pe care îl caută de 3 ani este defect. Dracula, care se află și el acolo, întreabă imediat dacă există o cale să găsească încă un cristal care să-l transforme înapoi în monstru și pe Johnny înapoi în om. Apoi profesorul cere un instrument și deschide GPS-ul ca să localizeze următorul cristal care era în pădurea amazoniană din America de Sud. Cu toate acestea, Dracula nu este interesat să facă această călătorie, deoarece este om și nu se poate transforma în liliac. Apoi bătrânul detaliază pericolele pe care le-ar înfrunta în călătoria lor, cum ar fi râuri pline cu pirania și peștera reflexiei, fapt care îl face pe Dracula și mai reticent să pornească în această călătorie. Totuși, Dracula reușește mai târziu să-l convingă pe Johnny să-l însoțească în aventura către America de Sud, lăsându-l pe Mavis și Erica acasă. Dracula îl minte pe Johnny spunând că se teme că Mavis și Erica ar putea fi în pericol, dar de fapt Dracula încearcă doar să-și ascundă minciunile. Între timp, Frank primește un mesaj de la Dracula în care îl anunță că merge în America de Sud ca să găsească un nou cristal pentru a-i aduce înapoi la aspectul inițial. Vampirul mai spune lui Frank să nu îi spună lui Mavis despre planul lui. După aceea, toți au fost eliberați de reținere după ce Dracula s-a transformat în om. Aceștia beau apă contaminată și se transformă în oameni până ce găsesc într-un final apa care îi schimbă la loc. După ce moștrii beau din apa contaminată, aceștia încep să se simtă ciudat și curând toți se transformă în oameni. Cea mai surprinzătoare transformare a fost cea lui Frank, devenind un om chipeș. Apoi, atenția grupului se îndreaptă spre Blobby, care s-a transformat într-un jeleu obișnuit. Între timp, Johnny și Dracula s-au îmbarcat într-un avion către America de Sud, care avea cel mai mare scor de psihopați. În timpul zborului lui Dracula îi vine rău și se îndreaptă către toaletă când este oprit de un membru al echipajului și l-aruncă din avion, făcându-l să se simtă mai bine. Apoi Johnny mulțumește membrului pentru ajutor. Înapoi la hotel, Mavis se duce în camera lui Dracula ca să-l caute și găsește numai o scrisoare adresată ei și lui Johnny. Aceasta este confuză deoarece tatăl ei nu i-a spus despre scrisoare. După ce iese din cameră, tânăra se întâlnește cu Dennis și prietenul lui, care fuseseră hipnotizați. A doua zi Johnny și Dracula ajung în America de Sud, dar vampirului om este frică de soare. Cu toate acestea, Johnny îl asigură că acum este om și se poate expune în siguranță la soare. După ce aude asta, Dracula iese din sicriu și se uită la soarele frumos. Cu toate acestea, ochii lui încep să se încălzească și să se usuce pe măsură ce se holba. Deodată și-a pierdut control și aproape este lovit de un vehicul. Din fericire, Johnny sare rapid în ajutor și îl duce pe trotuar. Johnny încearcă să cheme un taxi, dar a pornit accidental un incendiu provocând haos. De cealaltă parte, profesorul Abraham îl caută pe Gigi și îl găsește, dar acesta a crescut enorm. Johnny și Dracula decid să iau un autobuz local, dar acesta este supraîncărcat din cauza mărimii lui Johnny. Apoi Dracula sugerează să caute un alt mijloc de transport și lui Johnny vine o idee genială. După aceea, monstrul ridică autobuzul și fuge cu el. Între timp, în holul hotelului, prietenul lui Dracula încearcă să ajungă în camerele lor și sunt surprinși de apariția bruscă a lui Erica și Mavis. Aceștia se ascund după o valiză, dar soțiile lui Wayne și Frank se alătură curând celorlalte femei și toți sunt captivi. Apoi Wayne țipă disperat, realizând că au fost prinși. În timp ce Erica și Mavis priveau haosul din hol, acestea simțeau anxioase. Deodată o știre apare la televizor despre cineva în costum de Halloween care a fost salvat de un dragon, care era de fapt Johnny. După ce ajung la destinație, Dracula primește un apel de la Mavis, dar decide în cele din urmă să nu răspundă. În acel moment, Johnny este de părere că aspectul lui Dracula nu este adecvat pentru aventura lor și îl convinge să-și schimbe hainele. Apoi, dragonul ia uneltele lui Dracula și le pune în rucsac, iar vampirul om îl cară și-l urmează pe Johnny. În timpul călătoriei, aceștia găsesc multe locuri pline cu păsări
țări, poduri suspendate, mlaștini și câmpuri cu flori. Johnny se bucură de fiecare moment al aventurii lor, dar Dracula era în impas în fiecare locație pe care au vizitat-o. Acesta este deranjat de sunetele neplăcute ale păsărilor, aproape cade de pe un pod, au alunecat noroi și a avut chiar și o reacție alergică la flori. În sfârșit, Dracula realizează că oamenii au un miros corporal deranjant, ceea ce îl face pe Johnny să îi sugereze să facă o baie. Inițial, Dracula este deranjat de această idee, dar apoi începe să plouă pe neașteptate. Apoi Dracula verifică GPS-ul și descoperă că au parcurs doar 10% din distanță. Asta l-a supărat, dar prietenul său Johnny l-a liniștit, arătându-i un râu frumos din apropiere. Apoi Dracula sare imediat în apă și este mușcat de pirania. Din cauza asta, Johnny l-atenționează să nu mai sară din nou. Apoi telefonul sună și era Mavis. În acel moment Dracula se panichează și își aruncă telefonul în râu ca să scape de apel. Între timp Mavis era îngrijorată că tatăl ei nu-i răspunde la telefon și decide să se vadă cu profesorul Abraham împreună cu Erica. Când ajung acolo, acestea se întreabă ce s-a întâmplat, dar bătrânul îi avertizează să nu scoată niciun zgomot. Deodată Gigi apare și era pe cale să-i atace, dar Erica și Mavis și-au unit forțele ca să-l captureze. Folosind țevile care erau în jur, mai târziu profesorul îi spune celor două că unealta pe care i-a dat-o lui Johnny avea un efect advers, și anume că dacă un om era lovit cu el și se transforma într-un monstru, atunci acesta ar suferi o mutație și se transforma într-un monstru real, fără sentimente umane. Prin urmare, aceștia trebuie să-l transforme înapoi pe Johnny în om cât mai repede, înainte să fie prea târziu. Pe de altă parte, nu sunt efecte adverse când monștrii se transformă în oameni. Johnny este afectat de efectul advers al dispozitivului de transformare în monstru. Totuși, în ciuda efectelor negative, el și Dracula își continuă călătoria. Dracula observă țânțari și înțepăturile lor și din nefericire este mușcat. În același timp, Johnny este înconjurat de țânțari, dar nu vor să-l înțepe deoarece are piele de monstru. În schimb, aceea se îndreaptă spre Dracula și încep să-l înțepe, iar Johnny încearcă să-l ajute alungând țânțarii. Din greșeală, monstru îl lovește pe Dracula, făcându-l să leșine. Între timp, Mavis și prietenii ei călătoresc într-un balon cu aer cald și se apropie de locația lui Dracula și Johnny în America de Sud. Apoi Wayne îi dă lui Griffin haine noi, care s-au nimerit a fi hainele vechi ale copiilor săi. Griffin arată bine în tricou și își continuă călătoria. Frank se relaxează la soare pe parcursul zilei. Pe scurt, aceștia traversează mai multe locuri până ce ajung în sfârșit în jungla Amazonului. Imediat ce ajung acolo, toți rămân uimiți de întinderea pădurii și se întreabă cum îi vor găsi pe Johnny și Dracula. Apoi Mavis sugera să-i caute sub coronamentul copacilor și schimbă hainele pentru a evita să fie rănită de soare. Odată ajunși în pădure, Mavis se transformă în iac ca să-și poată folosi auzul dezvoltat și să-l găsească pe Johnny. Aceasta știa că va cânta fără motiv, așa cum făcea mereu în excursiile lor. Între timp, Johnny îl ține pe Dracula care a leșinat, dar își revine repede și își verifică GPS-ul ca să-și confirme locația. Dracula se supără pe Johnny și dă vina pe el pentru situația neplăcută, dar după ce ceața se risipește, aceștia își dau seama că sunt pe un munte și furia lui Dracula crește și continuă să vorbească până ce amândoi cad în vârf. Între timp, Dracula vede că Johnny are aripi și spune să le folosească ca să zboare, dar acesta nu știe să le folosească. Dracula se gândește să-l învețe și din fericire funcționează. Mai târziu, cei doi decid să facă un popas și să coacă bezele. Accidental, Dracula le arde și se pregătește să le arunce, dar Johnny îl oprește. Apoi, dragonul îi povestește despre bezele, explicându-i că poate nu arată apetisant, dar au o aromă minunată după ce le gustă. Acest lucru îl face pe Johnny să-și dea seama că Dracula se grăbește să judece și nu-și acordă timp ca să ajungă să cunoască mai bine oamenii, la fel cum l-a judecat și pe el. În ciuda faptului că trăiesc împreună de mulți ani, Dracula încă nu are încredere deplină în Johnny. Apoi vampirul om dezvăluie că este greu să vadă binele în oameni și că a construit hotelul ca să-și protejeze familia de oameni. După aceea, Johnny spune că îi înțelege sentimentele lui Dracula față de hotel și promite că dacă îi cedează dreptul de proprietate, acesta l-ar prețui și l-ar considera un loc special, la fel cum Dracula o face. Apoi vampirul se simte prost că l-a mințit pe Johnny anterior și părea să vrea să-i mărturisească că legea monștrilor nu există. Din senin, Mavis și prietenii ei sosesc la fața locului. Apoi Dracula încearcă să o impresioneze pe Erica cu farmecul lui, iar Mavis se duce direct la Johnny care se transformase într-un dragon. Dracula este uimit să-și vadă prietenii, care anterior erau monștri, transformați în oameni. Așa știi, Mavis este curioasă să afle despre latura monstruoasă a lui Johnny și îl întreabă de ce a făcut asta. Tânărul mărturisește că a făcut-o ca să obțină dreptul de proprietate asupra hotelului Transilvania, care era interzis oamenilor conform legii monștrilor. Acesta nu voia să o lase la greu, așa că a ales să devină monstru ca să obțină drepturile. Cu toate acestea, Mavis nu știa nimic despre o asemenea lege și începe să bănuiască faptul că Dracula l-a mințit. În acel moment, Dracula a fost pus la zid și nu a avut altă opțiune decât să mărturisească adevărul, ceea ce l-a făcut pe Johnny să fie dezamăgit profund. Faptele sale au devenit clar că nu l-a considerat niciodată pe Johnny ca făcând parte din familie. Apoi, Mavis îl ceartă pe Dracula pentru comportamentul său. După aceea, tânăra și prietenii ei pornesc în căutarea cristalului și încearcă să-l calmeze pe Johnny înainte ca acesta să se transforme complet într-un monstru. Între timp, Erica îi spune lui Dracula că dacă Johnny nu este oprit, acesta va deveni în cele din urmă un monstru imposibil de controlat. Auzind asta, vampirul este luat
luat prin surprindere de această veste și Erica îi cere indicații către următoarea lor destinație. Deși Dracula nu cunoștea drumul, acesta arată către râu. Mavis reușește să-l calmeze pe Johnny până ce îl menționează accidental pe Dracula, făcându-l să se transforme într-un monstru feroce încă o dată. Între timp, Dracula și prietenul lui se aventurează într-o peșteră periculoasă și după ce ajung la destinație, vampirul decide să inspecteze singur o gaură mică. Acesta intră ușor și descoperă o mulțime de cristale. Între timp, Mavis se ferește din calea unui atac al lui Johnny și primește un telefon de la Erica și o informează că au găsit locația cristalului. Aceasta îi mai spune lui Mavis să-l ia pe Johnny la locația ei, oferindu-le coordonatele. Apoi Mavis îl ademenește pe Johnny spre ea, aruncând cu pietre. Deși Johnny se enervează, acesta tot pornește pe urmele lui Mavis. Dracula și gașca lui încearcă să găsească cristalul, dar ajung să se separe din cauza structurii de labirint a cristalelor. Mavis îl conduce pe monstru în abis și se apropie de zona cu cristale. Aceasta intră într-un mic orificiu și îi spune lui Johnny să nu facă zgomot. Cu toate acestea, tânărul care s-a transformat complet într-un monstru nu ascultă pe Mavis și a încercat chiar să distrugă zidul. Apoi Mavis intră în peșteră și caută pe oricine, dar spre surprinderea ei, tânăra nu găsește pe nimeni, nici măcar o reflexie în oglindă. Cu toate acestea, căutarea ei se încheie când îl găsește în sfârșit pe Dracula, care a apărut de nicăieri și din greșeală îl lovește. În timp ce discutau următoarea mișcare, aceștia aud brusc un zgomot puternic venind de la Johnny, care creștea în dimensiuni și voia să spargă rocile care îi blocau calea. Efortul lui Johnny au provocat crăpături în zid și printre acestea ei găsesc cristalul pe care îl căutau. Apoi Dracula îi dă lui Mavis sceptrul care a montat rapid cristalul și a schimbat setările înainte să țintească către Johnny. Cu toate acestea, când era pe cale să tragă, a fost împiedicată de razele soarelui și după puțin timp, Mavis s-a mutat în altă parte ca să găsească o cale să tragă cu arma. Mavis e salvată de Frank, care se oferă să o ajute să ajungă într-un loc sigur ca să tragă cu arma. În sfârșit, când Mavis ajunge la adăpost, trage cu arma spre Johnny și îl învinge. Totuși, în ciuda loviturii precise a lui Mavis, Johnny rămâne un monstru, făcând pe toată lumea să se simtă descurajată și fără speranță. Dracula se apropie de Johnny, dar îl prinde și se pregătește să-l facă scrum. Cu toate acestea, Dracula și-a folosit inteligența ca să-i spună lui Johnny că arată ca o bezea și scoate una arsă, spun că viața lui este ca o bezea arsă înainte ca Johnny să ajungă la Hotel Transilvania. Apoi Dracula îi spune că trăia o viață goală, cu frică de oameni și cu nimic altceva în afară de familia lui. Apoi sosirea lui Johnny a schimbat totul și a adus culoare în viața lor, la fel ca bezelele de diferite culori pe care Johnny le mânca, muzica pe care o punea, scutrele pe care le-a folosit și toate celelalte care au schimbat perspectiva. Dacă nu era Johnny, aceștia nu ar fi călătorit niciodată în Triunghiul Bermudelor și nu ar fi cunoscut-o pe Erica. Această revelație îl face pe Johnny să devină conștient pe deplin și după ce Mavis îl lovește încă o dată, tânărul se transformă înapoi în om. Mai târziu, când se lasă seara, toți au decis să se întoarcă la hotel. Pe drum, Dracula și gașca s-au transformat înapoi în monștri. Apoi vampirul anunță că le dă hotelul Mavis și Johnny. Cu toate acestea, după ce ajung, aceștia sunt șocați să vadă că hotelul care cândva era minunat a fost distrus de Gigi. Dracula s-a înfuriat și a folosit imediat sceptrul ca să lovească pe Gigi, făcându-l se întoarcă la forma originală. Din fericire, Dennis și prietenul lui au supraviețuit incidentului. Atunci Dracula era mâhnit de distrugerea hotelului pe care îl protejase atâția ani, dar decide să-și alunge tristețea și le dă cheia hotelului Transilvania lui Mavis și Johnny. Acesta încurajează să-l reconstruiască după dorințele proprii. După un an, hotelul Transilvania a fost readus la gloria de altă dată, dar într-o notă modernă. Hotelul a suferit o mică modificare ca să se adapteze vremurilor în schimbare, păstrând totuși farmecul istoric. Apoi animația se încheie. Morala este că uneori cele mai bune lucruri din viață se întâmplă când te aștepți mai puțin și de unde te aștepți mai puțin. De aceea este important să avem o minte deschisă și să dorim să acceptăm schimbările.